Bună ziua! Cred că distanța față de dumneavoastră este destul de mare ca să pot să-mi dau jos această mască. E un FP2 prin care nici nu se aude foarte bine. Și încât o să-mi dați voie să... Conferința noastră de presă de astăzi are un subiect impus, ca să spunem așa, începerea anului școlar. Sau, cum i-am spus noi într-un document pe care vi l-am remis de la Consiliul Național, vorbim despre un caz de abandon. Abandonul prin care guvernul pierde din vedere școala, guvernul abandonează școala. Avem un document al Consiliului Național pe care vi l-am distribuit, o să-l aveți și mai încolo, probabil că online. N-aș vrea să-l vă respect faptul că ați venit duminica și vă mulțumesc foarte mult, dar nici nu o să explic tot acest document, o să spun câteva din liniile esențiale despre care vreau să vorbim și despre care vorbim în acest document. Este clar că pandemia, din păcate un eveniment negativ pentru societate, a adus școala sau a readus școala în centrul atenției noastre, școala și tot ceea ce înseamnă comunitatea școlară formată din profesori, elevi, părinți și alt tip de personal care lucrează în acest domeniu. Sigur că, din păcate, școala este privită acum mai mult dintr-o perspectivă sanitară, să spunem. Vorbim mai mult despre igienă decât despre învățământ. Am văzut un lucru care este esențial în această perioadă de pregătire în care guvernul s-a pregătit mai mult de alegeri decât de școală. Am văzut un lucru care pe noi ne îngrijorează, pe noi socialdemocrații și, în general, cred că întreaga societate. Este faptul că pandemia COVID-19 afectează egalitatea de șanse. Pandemia accentuează disparitățile existente în societatea noastră. Cei mai săraci și cei care sunt mai vulnerabili, comunitățile cele mai sărace, suferă cel mai mult. Vom avea în această perioadă încă două tipuri de abandon școlar. Am vorbit despre unul care este unul politic, să spunem așa. Vom avea un abandon școlar crescut în cadrul familiilor sărace, a copiilor care provin din familii sărace. La limita sărăciei se află în România 36% dintre familii. Copiii care vin din familii sărace nu își vor putea procura tablete și alte elemente care țin, să spunem așa, de partea materială a învățământului. Și cu siguranță că va crește abandonul școlar. Mai este un abandon școlar care este, de asemenea, destul de grav sau poate și mai grav, este abandonul profesorilor. Noi ne aflăm în acest moment, conform unui raport internațional, avem 26% dintre profesori care sunt la vârsta a treia, să spunem, a ciclului de evoluție profesional. Deci sunt peste 50 de ani. Avem 14.000 de profesori în România care sunt aproape de pensionare. Acești oameni sunt mult mai afectați de această pandemie și de începutul școlii. De asemenea, acești oameni nu sunt nici pregătiți destul de bine și e greu să aibă resurse să se pregătească pentru școala hibrid sau școala online. Un raport DESI, un raport european legat de societatea informației, arată că în România suntem pe ultimul loc în ceea ce privește capacitățile de manageriere a informației, de utilizarea tehnologiilor noi, de a lucra cu ceea ce înseamnă noua tehnologie. Mai sunt câteva lucruri care țin de realitatea dură din România. Peste 40% dintre familiile cu copii au cel puțin 2 copii. Sau 3 copii care vor să învețe vor trebui să învețe pe o singură tabletă, în cazul în care vor avea, pentru că foarte mulți nu vor ajunge la asta. Ministerul Educației, printr-un ordin, a dispus achiziționarea 250.000 de tablete dintr-un total de 900.000 care ar fi fost necesar în acest moment. Din păcate, aflăm că s-a început achiziția la 70 sau 80 de mii, asta este ultima cifră. Să nu uităm de asemenea, peste 50 de mii de gospodării din România, în secolul 21, nu au energie electrică.
Deci chiar dacă ar primi tablete, nu au semnal, n-au curent și ar fi foarte greu să facă școală. Semnalul 4G este slab în 12, acum recent, din cele 43 de localități care intră în scenariul roșu, începând de în 15. 2112 elevi din localitățile care se află în scenariul roșu nu au niciun dispozitiv electronic conectat la internet pentru a putea face orele online. Dincolo de asta, guvernul s-a opus pe toate căile, cum a putut, dublării alocațiilor pentru copii, dând foarte greu la presiunea Partidului Social Democrat în Parlament 20% din majorarea prevăzută de lege în acest moment. Din acest punct de vedere, nu avem, și asta este un lucru foarte grav, deși din informațiile mele, chiar companiile private care se ocupă de telecomunicații și de internet au propus Ministerului Sănătății și Ministerului Învățământului realizarea gratuită a unor platforme dedicate învățământului. Nici în acest moment noi nu avem o platformă a Ministerului Învățământului care să fie dedicată procesului de educație. Pe asemenea platformă se încarcă lecțiile, programa școlară, bibliografie și toate celelalte lucruri care sunt necesare procesului de învățământ. Și un lucru care este foarte grav, despre care nu s-a vorbit în România în ultima perioadă, este legat de adaptarea curriculară. La noi, față de alte țări din Europa, am studiat cu o echipă de la Consiliul Național, am studiat ce s-a întâmplat în Europa în această situație și am văzut, de exemplu, că guvernul a copiat foarte multe măsuri din ceea ce a făcut guvernul francez, belgian sau german. Nu este rău că a copiat, doar că n-a copiat câteva lucruri esențiale. N-a copiat, de exemplu, modificarea curriculară. Dacă vă uitați pe ordinul ministrului francez al educației, o să vedeți că din august era o circulară în care era prevăzută toată programa, de la școlile elementare până la universități. Toată programa adaptată era pentru două luni, pentru luna septembrie și luna octombrie. Aceste lucruri la noi, din păcate, nu s-au întâmplat. Noi nu avem niciun fel de indicații pentru profesori ce să facă, cum să reducă programa pentru online. Am văzut indicațiile date ieri, mi se pare, de doamna ministru al educației, indicațiile pentru predarea online. Sunt indicații, jumătate sunt pentru părinți și foarte multe pentru elevi. Dar nu sunt elemente de esență care țin de programa școlară, care ar trebui să țină de conținut. S-a cerut, am văzut într-o postare a doamnei ministru a educației, am văzut o postare în care cerea soluții din partea celor care critică. Soluții au fost. Am văzut societatea civilă, am făcut studii, institutele de sondare a opiniei publice au făcut studii împreună cu World Vision, am văzut cu alte organizații non-guvernamentale care se ocupă de învățământ și au fost foarte multe soluții. În spațiul politic sunt foarte multe soluții. Aș spune doar două, trei lucruri despre soluțiile pe care le-a propus PSD-ul, pentru că mi se pare normal că atunci când critici să vii și cu soluții. Am propus testarea gratuită și periodică a tuturor cadrelor didactice și a personalului auxiliar pentru a preveni dezvoltarea unor focare. În mod normal, aceasta este o măsură care peste tot în lume am văzut că este una de bază în ceea ce privește organizarea muncii. Codul muncii prevede acest lucru în cazul profesorilor, deci angajatorul este obligat să facă aceste lucruri. Testarea gratuită și prioritară a elevilor cu simptome sau a elevilor într-o clasă în care a fost depistat un caz pozitiv. Pentru că este mai ieftin să testezi copiii contacți ai unui pozitiv decât să plătești salariile pe două săptămâni ale părinților, de exemplu. În seria de soluții pe care le-a propus PSD-ul, au fost și soluții care am văzut promise că s-ar putea să vină, dar nu s-a dat nimic până acum, deși în sistemul copiat de la francezi exista acest lucru. La francezi, de exemplu, directorul școlii care trebuie să gestioneze acest proces complicat primește 450 de euro pe lună, un supliment la salar. De asemenea, profesorii, cei care se află în linia întâi, au
un fond pe care l-a alocat deja guvernul francez de 400 de milioane de euro. Guvernul german federal de asemenea a propus vreo 500 de milioane pentru supliment, pentru profesori, pentru că profesorii intră în linia întâi. Deci ar trebui să aibă niște bonusuri, niște plusuri salariale, la fel cum se întâmplă cu polițiștii, cu medicii, cu ceilalți. Este chiar aceeași bătălie. Am propus asigurarea de măști gratuite pentru personalul din învățământ și pentru copii. Familiile sărace, dacă ne uităm la bugetul de familie al unei părți importante din populație, de peste 30%, în jur de 35%, o să vedem că acolo este cam 70% hrana intră și nu mai rămân bani pentru a lua dezinfectant sau a lua măști și alte lucruri. Francezii, de exemplu, au o indemnizație, au introdus o indemnizație pentru începutul anului școlar, în care toate familiile cu copii au o sumă pentru cele necesare la începutul anului școlar. Noi am propus în Parlament, săptămâna trecută sau cu două săptămâni, nu numai acordarea de stimulente personalului din educație cu grad ridicat de risc, e vorba de 1.500 de lei pentru personalul auxiliar și 2.000 de lei pentru profesorii, toate acestea pe lună, dar am propus inclusiv un lucru care ar ajuta, așa cum prevede legea, creșterea în două tranșe, așa cum era în lege, a salariului personalului didactic. Nici acest lucru nu s-a realizat, din păcate. Sunt câteva lucruri care sunt lezate în acest proces. Vorbim despre dreptul la educație, este prevăzut în Constituție, în articolul 32. Educația este gratuită în România, tot ceea ce ține de procesul de educație trebuie să ne-l asumăm ca stat. De asemenea, anul școlar începe și sub o incertitudine și o lipsă de încredere a oamenilor în instituții și în stat. Din păcate, aceasta este, în cazul României, o constantă. Stăm printre cel mai prost la încrederea în stat și în instituții. Aceasta este o îngrijorare în plus din partea părinților. Am văzut că situația se schimbă de la o zi la alta. Vă dau doar două exemple. Ministrul Educației a propus în 15 iulie lansarea ghidurilor metodologice pentru desfășurarea noului an școlar. N-am avut însă decât așa, un ghid cu niște măsuri orientative. Vineri 11 septembrie, grupul de comunicare strategică de la Guvern a anunțat câteva recomandări pentru începerea anului școlar, în care a menționat evitarea folosirii mijloacelor de transport în comun și orientarea spre deplasare pietonală, uitând că sunt zeci de sate, sute de sate fără posibilitate, fără școli și unde copiii se deplasează conform unei reforme făcute recent în centrele de comună. Este imposibil să se îndeplinească acest lucru. Tot vineri la 11 septembrie află școlarii și părinții că adeverințele pentru reintrare în colectivitate nu sunt obligatorii decât la intrarea într-un nou ciclu, însă directorii unităților de învățământ ceruse deja aceste lucruri cu mult înainte. Tot vineri seara am aflat cu trei zile până la deschiderea anului școlar, am aflat câteva reguli pentru predarea online. Și aici nu mai comentăm, pentru că au fost comentate în presă destul de competent, să spunem așa. N-aș vrea să insist cu toate lucrurile pe care le-am scris noi în acest raport, îl aveți la dispoziție. Mă gândesc însă la două, trei lucruri care țin de esența proiectului nostru, de esența proiectului social-democrat. Este vorba, în primul rând, aici, și cel mai grav lucru este, dincolo de detalii, este chestiunea de justiție socială și echitate. Aceasta este unul din este unul din cele mai importante lucruri pe care le urmărim noi, una din cele mai importante valori. În România, foarte mulți oameni se află într-o situație de vulnerabilitate. Câteva date, World Vision, publicate recent, arată, de exemplu, că sunt 60% din părinții din mediul rural care nu au lucrat în perioada pandemiei sau nu au avut un venit în perioada pandemiei. De lucrat, au lucrat ei probabil ceva. 40% dintre părinți
nu au reușit să asigure, conform unei anchete recente, World Vision, să asigure alimente rechise pentru copii, produse de igienă și tot ceea ce mai ține de asta. În pandemie, toate studiile au arătat că 40% din copiii din rural nu au făcut școală online în timpul pandemiei. Ne aflăm într-un moment destul de grav pentru educația noastră. Noi avem câteva întrebări. Sper că nu sunt retorice. Le voi sintetiza aici, da, pentru Ministrul Educației. Ce soluții are guvernul pentru cadrele didactice și personalul auxiliar cu categorii de risc ridicat în fața virusului? Cine își asumă răspunderea pentru cei care pierd această luptă cu virusul? Spuneam la început, sunt 26% dintre cadrele didactice de gimnaziu de la noi care au peste 50 de ani. De asemenea, ce plan are guvernul pentru testarea profesorilor? Cine plătește testarea profesorilor? Școlile nu au bani pentru asta. Directorii și primarii se tem acolo unde sunt bani, pentru că nu există bani oriunde. Primăriile de la țară și școlile de la țară cu siguranță că n-au bani aceștia. La oraș se mai poate face asta, dar se tem că nu vor primi aceste deconturi din partea guvernului. Apoi, cum este asigurată școala online? Pentru că am văzut, am inventat termeni, școală hibrid, școala online. Aici vorbim mai degrabă de online streaming, care este un fel de școală online, dar este doar jumătate din clasă în acest streaming online care se face în timpul lecției, jumătate din clasă este spectator. Jumătate din clasă doar se uită și vede, dar nu poate să interacționeze, nu participe la procesul de educație. În condițiile nevoii asigurării unei atenții sporite igienei și curățeniei, ce măsuri s-au luat pentru mărirea normelor personalului auxiliar și din ce bani vor fi plătiți? Și aici este vorba nu numai de personalul auxiliar, este vorba și de profesori. Profesorii, în mod normal, vor trebui să-și dubleze norma dacă ne uităm la unele indicații. Ori cine plătește asta? Profesorii nu au dreptul nici la pauze. Am observat în discuțiile pe care le-am avut cu zeci de directori în această săptămână, am fost în câteva județe din România, în Moldova sau în Transilvania, am discutat cu mulți profesori și directori care spuneau că, practic, indicațiile metodologice de desfășurare a lecției înseamnă că ei trebuie să țină lecția și după aceea să urmească copiii în pauză. Ei n-au timp să se dezinfecteze, n-au timp să iasă să se odihnească 5 minute de la o lecție la alta. Deci trebuie aceste lucruri clarificate. Și mai este un lucru care este foarte important, cred, și pentru presă, pentru dumneavoastră care duceți informațiile spre oameni. Ar trebui, într-o societate normală, ca guvernul să transparentizeze toate informațiile centralizate la nivel național cu privire la fiecare unitate de învățământ. De asemenea, la ce folosesc altfel inspectoratele? Legate de infrastructură, dotare cu echipamente necesare, școli online, gradul de acoperire cu cadre didactice și personal auxiliar. Este un demers necesar pentru ca să putem gândi proiecte și politici publice. Nu poți să faci politici publice fără să ai toate informațiile. Pot gândi politici publice aici și societatea civilă, ONG-urile, grupurile de specialiști. Deci, cred că este necesar, din acest punct de vedere, acest lucru. Mi se pare că logica electorală a PNL ajunge să prevaleze în fața intereselor națiunii, din frica de a nu pierde în sondaje. Actualul guvern încearcă să facă orice pentru ca, mai degrabă pentru o comunicare politică, a abandonat sănătate, economie, pensii, salarii. Totul se face cu privire la un proiect de a prelua puterea la următoarele alegeri. Cred că, deși am avut o bună premiză pentru digitalizare, această criză a accelerat schimbarea și avem o bună premiză. Guvernul PNL a ratat acest obiectiv și în administrație, dar mai ales în educație. Așa zisa digitalizare a școlii este, de fapt, un foarte mare eșec. Am vorbit despre multe alte lucruri care țin de statistici și celelalte lucruri. Nu sunt absurd ca să-i cer doamnei ministru Monica Anisie să înțeleagă complexitatea sistemului. Sunt profesor și eu ca și dânsa și nici nu-mi place să
comentez asupra unor greșeli pe care le face. Probabil că toată lumea poate să greșească. Însă, este cazul, după părerea mea, ca nu să demisioneze prin demisie de onoare, cum am văzut că cerea un partener al coaliției care aflată la guvernare, un partener al partidului care se află la guvernare, și este vorba de o demisie pur și simplu, de o demitere pur și simplu. Pentru că aici avem un lucru. Doamna Monica Nisi a spus cu sinceritate, am văzut pe Facebook, nu mai înțeleg nimic din ceea ce se întâmplă în jurul meu. Primul lucru, ce ar putea să facă, să lase locul liber altuia, care probabil înțelege mai bine ce se întâmplă în jurul lui, sau eu cred că nu ajunge un comitet interministerial, cum a anunțat președintele României la un moment dat, cred că ar trebui un comitet de urgență, unde se invite societate civilă, alte partide, sindicatele din învățământ și cu toții să gândim un plan pentru această pandemie, pentru ca să scoatem educația din criză. Cred că toată lumea poate participa la asta, inclusiv cu resurse, pentru că e adevărat, nu poate fi lăsat totul numai și numai pe seama guvernului, dar procesul acesta este condus de guvern și este nevoie de viziune pentru asta. Doamna ministru Anisie nu poate rezolva acest lucru pentru că este partea problemei. Nu găsește soluții pentru că este partea problemei. Datorită unei lipse de viziune, datorită unei concepții despre educație care s-a văzut chiar în prima ei săptămână când a descins împreună cu presa într-o sală de clasă, a ascultat pe la uși și a umilit o profesoară sau educatoare dintr-o localitate apropiată. Acestea sunt câteva lucruri pe care vreau să le spun în documentul nostru. Cerem premierului României Ludovic Orban demiterea ministrului educației. Vă mulțumesc. Acest lucru s-a discutat la partid. La un moment dat s-a discutat chiar despre o moțiune de cenzură care să fie centrată pe educație. În condițiile în care cealaltă moțiune pusă în sesiunea extraordinară nu ar fi intrat în procesul parlamentar normal pentru că era contestată la Curtea Constituțională. În acest moment noi vrem să vedem ceea ce se întâmplă, să vedem primele zile. O să anunțăm probabil începând de mâine și un tel verde, un număr pentru profesori, directori, pentru părinți, în care să centralizăm ceea ce se întâmplă, să furnizăm guvernului analize, dacă le dorește, bineînțeles, și situații critice care se află undeva în această zonă. Vom analiza însă și ideea unei moțiuni simple de cenzură. Deocamdată suntem la faza în care monitorizăm ceea ce se întâmplă și sperăm să nu fie cazul, deși toate premizele începe în noul an școlar arată aproape un dezastru. Am auzit la un moment dat, cred că președintele României, dacă nu mă înșel, sau altcineva a vorbit despre o generație pierdută în educație, că există posibilitatea să avem o generație pierdută. Nu ne putem permite așa ceva. S-a vorbit în literatură, dacă vă aduceți aminte, despre o generație pierdută din care făcea parte Hemingway și ceilalți după război, dar în educație orice generație pierdută este un mare eșec național și este imposibil să gândim așa ceva. Totul se poate recupera. Ce am pierdut în primele 6 luni? Se poate recupera acum. Ce pierdem acum, în primul trimestru sau în primul semestru de la școală, eu cred că putem recupera în viitor. Dar trebuie să ne propunem să recuperăm asta. Nu putem să spunem, gata, nu e nimic, n-am învățat 6 luni, mergem mai departe. E un gol în educație care va produce în viitor un gol în civilizație și în cultura noastră. Deci acest lucru nu le putem permite. Aș vrea să știu de ce considerați că profesorii, cadrele didactice, dar și personalul auxiliar sunt considerate categorii de risc. Adică cu ce sunt mai deosebiți față de muncitorii din fabrici sau mai știu eu din alte domenii? Încât să aibă nevoie de fondurile suplimentare, acele prime pe care voi ați le dați.
s-a considerat unul din primele criterii atunci când s-au stabilit care sunt persoanele sau categoriile profesionale cu risc ridicat de COVID, este faptul că se întâlnesc în fiecare zi cu sute de posibil contact și sute de persoane infectate. În fabrică nu se întâlnesc cu sute de persoane, omul are locul lui de muncă, are o zonă, are o zonă care este probabil. De ce sunt mai profesori? Din perspectiva contactelor pe care le au cu în fiecare zi cu sute de elevi, care vin din medii sociale diferite și sunt, este o categorie importantă de risc aceasta. Nu numai noi, și sunt și criterii în multe țări europene, s-a făcut acest lucru și s-a definit așa. Dacă ați întrebat un specialist în epidemiologie sau un specialist în medicina muncii, probabil că v-ar spune și mai multe criterii în legătură cu asta. Noi considerăm că sunt categorii de risc, nu numai din această cauză, dar și pentru că v-am spus, avem profesorii din România au o vârstă medie destul de ridicată. Ați văzut, peste un sfert din populație au peste 50 de ani, din populația de profesori au peste 50 de ani. Și cred că nu este un sacrificiu prea mare. Și de ce vă spun că nu este un sacrificiu prea mare acesta? Pentru că noi beneficiem de foarte mulți bani. Ați văzut, președintele României și guvernul ne-au spus că au adus o sumă foarte mare de la Uniunea Europeană pentru reziliență și, mă rog, adaptarea post-pandemie. Despre asta este vorba. Toate țările folosesc aceste sume pentru asta. Pentru a remunera profesorii, pentru a dota școlile, pentru a moderniza procesul de învățământ. Nu cred că este un sacrificiu prea mare acesta, mai ales că nu am mărit salariile conform legii. Așa încât cred că este un lucru care ține de păstrarea demnității profesorilor în România. Vă amintesc că în Norvegia, de exemplu, știți că în Norvegia există un fond suveran, un fond care nu poate fi, este fondul pentru generațiile următoare, din petrol și alte lucruri care produc un venit foarte mare național. S-au încercat de câteva ori să se modifice prin Constituție acest lucru. Nu s-a reușit pentru că populația nu a fost de acord. În ultima vreme însă, având în vedere faptul că nu mai pot să depozitele internaționale și tot modul acesta de a economisi nu mai produc destui bani, guvernul a hotărât să investească în educație. Mi se pare 30% din acel fond, considerând că cea mai bună investiție este până la urmă în educație. Educația nu este un cost, educația este o investiție. Aceasta este premiza pe care o folosesc în general statele moderne atunci când își gândesc strategiile. Cu ajutorul sondajelor pe care le faceți și a intuiției dumneavoastră, cu siguranță aveți o perspectivă reală a felului în care se situează PSD. Este de natură să vă încurajeze asta și cum veți proceda probabil la alegerile locale, dat fiind faptul că primarii în funcție sunt cei care sunt preferați datorită măsurilor pe care le iau, mai ales acum cu începerea școlilor. Se pare că la alegeri veți pierde foarte mult primarii aceia care au trecut la PNL. Care este politica dumneavoastră de repoziționare după aceste alegeri? Noi suntem optimiști și dacă ne uităm în sondaje și dacă ne uităm în dinamica generală a alegerilor locale. PSD-ul nu a pierdut niciodată alegerile locale din 1992 până acum și nici acum nu o să le pierdem. Sigur că o să avem probabil unele pierderi în anumite zone care erau tradiționale. Este posibil să existe acest lucru, dar nu cred că vom pierde aceste alegeri. Problema pe care o avem nu sunt pierderile pe care le-am avut prin transfer. Partidul Național Liberal, neavând destui oameni competenți, experți, s-au uitat în sondaje și au văzut probabil primari competenți care au de la PSD și au uitat de faptul că PSD era ciuma roșie sau altceva și dintr-o dată au devenit foarte buni specialiști în administrație și i-au luat. Este vorba de vreo 130 de primari pe care i-am pierdut în această perioadă. În tot acest timp,
tot prin transfer politic, unii primari de la alte partide care s-au simțit neglijați de guvern sau de propriul staff, au venit spre PSD, așa încât la PSD au venit vreo 90 de primari, sau 96, dacă nu mă înșel, în această perioadă. Deci pierderea nu este foarte mare. Să nu uităm că după o ordonanță din 2015, dacă nu mă înșel, sau 2016, au fost mulți primari de la PNL și de la celelalte partide care au mers spre PSD. Cei mai mulți din acele sute de primari care au mers la PSD, cei mai mulți s-au întors la PNL acum. Deci nu va fi o pierdere foarte mare din această perspectivă, pentru că o să câștigăm primari și în alte locuri unde nu am avut primar până acum, și de regulă între primarii care migrează, eu țin minte o cifră mai veche, dintre cei care migrează și sunt primari în funcție, cam 10% câștigă alegerile per total. Sigur că sunt unii care sunt cotați mai bine sau în orașe mai mari care au mai mari șanse să rămână. Noi nu ne vom modifica deloc strategia pentru alegerile următoare după aceste alegeri. În schimb, sigur că vom merge mai departe cu o ofertă electorală, indiferent de rezultatul nostru de la alegeri, o ofertă electorală nouă. Vom încerca și o să vedeți o primenire a listelor electorale în care vom aduce foarte mulți oameni tineri, vom aduce specialiști în domenii care este necesară în dezbaterea parlamentară, în a face proiecte alternative la guvern sau a pregăti oferta noastră pentru alegerile generale. Deci vom face multe schimbări, dar nu vor fi generate de acest eveniment, să spunem, care este 27 septembrie. În 27 septembrie putem avea un mare dezastru electoral. România, nu PSD. În 27 septembrie s-ar putea să avem o prezență foarte scăzută, care să fie undeva la jumătatea alegerilor normale, și atunci vor rezulta foarte mulți reprezentanți ai tuturor partidelor cu o legitimitate scăzută în administrația locală. Am putea să avem cozi infernale, pentru că noi am calculat la un moment dat la un departament cum s-ar desfășura fluxul conform tuturor indicațiilor într-o secție din București, să zicem, unde votează în mod normal la alegerile locale 1500 de oameni. Am observat că dacă respecti și trebuie respectate toate condițiile sanitare, atunci din 1500 ar putea să voteze în timpul alocat cam 500. Deci ar putea să avem cozi infernale, oameni care nu vor putea vota chiar dacă prelungim timpul de votare. Deci alegerile s-ar putea să ne arate că nu suntem pregătiți ca administrare națională, ca guvern, ca societate, că nu suntem pregătiți nici pentru școală, dar nici pentru alegeri. Vom vedea ce va fi și după aceea vom putea discuta și o să vin să comentez rezultatul și efectele lui asupra viitorului. La fel cum arată lucrurile acum, veți pierde orașele foarte mari și importante. Unde credeți real, unde credeți dumneavoastră că veți câștiga în orașele mari, dar nu unde vă doriți să câștigați, unde există șanse? Există șanse peste tot. Meciul începe de la 0 la 0. Nu pot să fac prognoze. Eu zic că o să câștigăm multe orașe mari, pentru că în toate orașele mari, sunt câteva excepții, dar care nu vreau să le numesc, pentru că nu se face asta când faci parte din conducerea partidului, dar în toate marile orașe există o bătălie destul de strânsă conform sondajelor. Deci alegerile nu sunt câștigate dinainte de cei care au făcut un pic de migrație politică sau sunt la guvern și au fonduri și direcționează fonduri înspre zona asta. Alegerile oferă de foarte multe ori surprize. Sunt valuri de emoție în alegeri care au modificat de câteva ori 2012, dacă vă aduceți aminte, și în alte locuri, care ne-au surprins în duminica respectivă. Au pierdut oameni care se aflau la guvern atunci, la guvernare atunci, și erau președinți de consilii județene foarte siguri și au pierdut în serie. Gândiți-vă ce efect poate avea școala asupra momentului alegerilor. Dacă vom avea un eșec generalizat, dacă se vor închide școlile și vom avea o accelerare a pandemiei în procesul școlar,
Eu nu cred că acest lucru nu va avea influență asupra votului, asupra votului pe care oamenii îl vor da guvernului. Deci am văzut că exista chiar tendința de a muta începutul școlii pe 1 octombrie. Era datorită unei frici pe care guvernul o are probabil că începutul școlii prin prezență fizică va afecta alegerile. Nu s-a mai întâmplat acest lucru, dar a existat acest scenariu. S-a discutat despre acest scenariu. Eu aș zice că ar trebui mai degrabă să vorbim despre influența pe care, modul în care guvernul va gestiona procesul de învățământ acum, o va avea asupra votului în 27 septembrie. Pentru că, dacă ne uităm bine, la numărul de populație de elevi, adunăm numărul părinților, bunicilor, profesorilor, cei care sunt implicați în sistemul de învățământ, sunt vreo 7,5 milioane de oameni care au legătură directă cu școala. Și atunci oamenii aceștia nu pot să rămână insensibili la ceea ce se va întâmpla în această săptămână. Deci este o săptămână importantă aceasta și pentru decizia de vot, cu siguranță. Dacă guvernul va reuși să gestioneze bine, atunci probabil că va avea succes. După cum a început, cred că va pierde importante procente Partidul Național Liberal în această săptămână. Deci să nu ne grăbim. S-ar putea ca să avem rezultate surpriză în 27 septembrie. Înțeleg de la AIP că există posibilitatea pentru alegerile parlamentare ca multe țări din Europa în special să interzică crearea de secții de vot în afara ambasadelor sau consulatelor. Deci există pericolul afectării, să spunem, bunei organizări și desfășurări a scrutinului electoral în respectivele țări. Ce ar trebui făcut? Înțeleg că o soluție ar fi votul prin corespondență. Susține PSD această soluție? Votul prin corespondență, vorbim despre alegerile generale, nu despre alegerile locale, pentru că la alegerile locale nu este cazul să se voteze în afară, se votează numai înăuntru. Sigur că va trebui să facem o dezbatere în Parlament și o dezbatere națională în acest sens. Votul prin corespondență este una din soluțiile care funcționează și care și la noi este legiferat. Probabil că ar trebui, la modul cum a fost gândit la noi, nu cred că ar fi funcțional, pentru că, într-adevăr, toate semnalele noastre diplomatice ne spun că nu vom putea să deschidem secțiile de votare pe care le-am deschis data trecută în țările europene, mai ales. Va trebui să rămânem, probabil, doar la ambasade. Și atunci, cu siguranță că va trebui să ne gândim la o variantă pentru votul prin corespondență, o variantă care să fie rațională și în care oamenii să poată vota și, în același timp, să avem încredere în confidențialitatea votului și oamenii să aibă încredere în acest lucru. Eu cred că se poate construi un mecanism până în decembrie pentru asta, dar ar însemna că guvernul începe să lucreze de acum la aceste proceduri și asta nu poate face prin autismul obișnuit, ci ar trebui printr-o dezbatere în Parlament și o dezbatere națională, cu toate partidele, cu societatea civilă, pentru că altfel se preferă doar soluțiile care avantajează doar pe unii și nu procesul electoral în sine și democrația. Dar nu se discute de rău despre votul electronic. De ce nu abordează? De ce este refuzat că ar fi mult mai simplu? Sunt țări care au renunțat, au introdus votul electronic și au renunțat pe urmă la el. Nu am participat în ultima vreme la discuții despre asta. Știu că am fost la simpozioane în anii trecuți, acum 5, 6, 10 ani se discuta mult despre asta. Foarte multe țări au renunțat din mai multe rațiuni. În primul rând, pentru că cetățenii nu au încredere în voturi, în situația care rezultă după votul electronic. Vedeți, la noi avem o discuție, după părerea mea, care nu are legătură cu neapărat cu realitatea, dar există suspiciunea, de exemplu, că STS-ul, care doar adună voturile, doar asigură transmiterea rezultatelor, ar fi putut influența. Lucru care este cu siguranță fals. Eu cred că instituțiile din România care se ocupă cu asta, eu cred că își fac datoria așa cum trebuie. Dar este vorba și de încredere și de proceduri de securizare. Avem noi atât de proceduri de securizare care să ne spună sigur că nu pot intra hackeri în sistem, că nu... Sigur că la prima vedere pare că îi avantajează doar pe unii votul electronic. Dar nu este așa.
este bine ca să voteze cât mai mulți oameni. Este bine să voteze prin toate mijloacele. Dar să fie mijloace de încredere. Și sigur. Întotdeauna există suspiciune atâta timp cât teoria conspirației este una din cele mai bune explicații pentru neputințele oamenilor sau pentru lipsa lor de cunoaștere sau de informație. Ori există tot timpul suspiciuni. Dar trebuie guvernul și specialiștii să aducă în fața populației metode care să fie credibile, să le credibilizeze. Și cred că nici un scenariu nu trebuie luat lăsat deoparte atunci când vorbim despre alegeri. Probabil că pentru ca să organizăm vot electronic acum, în 3 luni de zile, nu cred că este foarte simplu de făcut. Și chestiunea legislativă, nu știu dacă n-ar trebui făcut, asta nu știu, o spun cu rezerva că nu sunt sigur dacă n-ar trebui făcut un referendum pentru asta. Atunci când este vorba de mijloace care n-au mai fost folosite. Dar oricum, nici Partidul Social Democrat nu exclude din să agreze această tehnică de votare, această modalitate de vot. Vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați stricat o duminică pentru o discuție despre școală și vă spun bună ziua!